Binance la un cu totul alt nivel, plus alte câteva subiecte foarte interesante care cu siguranță o să vă stârnească interesul. Până una alta, salutare națiune, bine v-am regăsit la un nou clip. Este postat puțin mai târziu și este făcut puțin mai târziu. Suntem aproape de ora 12, adică miezul nopții. Pentru cei care sunteți încă în picioare, felicitări. Pentru cei care o să vedeți clipul ăsta de dimineață, vă doresc o dimineață cât mai plăcută. Vorbim despre Binance, care are niște parteneriate extraordinare realizate în anul 2022 până în punctul acesta. O să discutăm despre Terra Luna și o să discutăm despre Polygon, puțin așa în comparație, să vedem ce se întâmplă și, cum bine știți, regina este moartă la 96 de ani. Care regină? Regina Angliei. Păi, Robert, dar cine interesează pe noi lucrul acesta? Păi, e un eveniment foarte important la nivel macro și am zis de ce nu să îl amintim. Hai ca să nu deviem foarte mult. Indicele de frică și de lăcomie este la 20, extrem de mare frică în piață și Luna performează, indiferent de situația pieței. Hai să vedem parteneriatele Binance din 2022. Deci Binance Pay activează de fapt în 150 de țări. Parteneriatul lui Binance cu Split le oferă posibilitatea să fie expuși la peste 150 de țări ca și plăți. Cu siguranță lucrul acesta o să ajute ecosistemul lor foarte, foarte mult. Au niște parteneriate la nivel macro extraordinare. Adică nu doar cele plătite cu Cristiano Ronaldo, cu Kaby Lame, că na, astea îs plătite, dar îs la un cu totul alt nivel. Există o discrepanță mare între Binance și celelalte exchange-uri când vine vorba de volumele de tranzacționare. Știți că v-am tot spus lucrul acesta. Na, uitați aici, 18 miliarde versus Coinbase, un exchange din America care are 1,5 miliarde. Adică asta să știți că poate să propulseze și BNB, adică nu poate, sigur o să propulseze la un cu totul alt nivel, la următorul bull market, așa că țineți-vă bine de tot. Cât despre ecosistemul celor de la Terra Luna, explodează foarte, foarte mult. Vedem niște creșteri exorbitante. În 2 săptămâni vedem creșteri de 400%. În continuare consider că este periculos să tranzacționăm pe această criptovalută, dar dacă avem niște bani pe care suntem dispuși să îi pierdem, da, e ca la loto. Și știți bine că ce vine ca la loto, adică așa dintr-o dată, are tendința să plece la fel de repede. Cât despre Polygon Matic, vedem că vă crește forța de muncă cu 40% în timpul iernii cripto, adică într-o piață de urs. Polygon este un ecosistem fantastic, deci au șanse mari să meargă într-un viitor bull market la un nivel foarte, foarte important. Au sediu central în Dubai, au aproximativ 500 de angajați care lucrează cu normă întreagă pe tot globul, dar vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta și cât mai îi de scalabilă această companie. Ea spune că caută în continuare să angajeze diferiți angajați cu diferite skill-uri, inclusiv part-time, dar și full-time. Asta înseamnă că au lichidități, au sponsori mari, există niște interese majore în spate și vor să inoveze. Așa că ochii pe ecosistemul celor de la Polygon Matic. Cât despre semnale de tranzacționare, sunt așa dubios, semnale de tranzacționare, niște zone de entry destul de interesante pe EGLD, dacă doriți să vă expuneți la aceste zone. Avem aici un suport, un prim suport destul de important la 50,21, de altfel o zonă de entry foarte bună. O altă zonă de entry este aici la 49 și desigur cea de la 48,11, când am avut parte de acest flash crash, am avut aici o perioadă de acumulare și am instalat un suport foarte, foarte, foarte important la 48,11.
De altfel, niște zone interesante ar fi pe PIR. Da, avem un suport important aici la 3,5 și de altfel o zonă de buy. Rămâne valabil și pentru astăzi zona de buy pentru 3,50, unde avem marcat primul suport și ulterior cel mai probabil o să mergem din nou în zona de 3,72 pentru marcarea unui profit frumos. Hai să facem un measurement, da, avem 6% marjă de profit. Puteți tranziționa și pe spot cu un risk management bine pus la punct. Dacă vreți să aprofundați mai multe, atât în lumea asta, cât și în piețele de capital, dar și pe plan de afaceri, da, în antreprenoriat, și vă doriți să învățați, știți foarte bine că este lansat oficial Grecu Capital. Aici o să aveți în descrierea acestui clip tot ce vă interesează despre ecosistemul nostru. Odată intrați pe Discord, aveți aici un mesaj important pe care trebuie să îl parcurgeți, ați citit termenii și sunteți de acord, aveți abonament, o să vedeți doar primele două secțiuni până selectați un membership. Foarte important, vreau să vă arăt doar câțiva oameni care sunt în ecosistem la noi. Adică aici vorbim de Samuel, care este medic stomatolog și antreprenor, domnul Vasilică, care este de altfel militar, adică, na, Tony, da, din Iași, programator web și antreprenor online, plus alți membri importanți, Raul, care este de altfel antreprenor, are o afacere în domeniul evenimentelor, îl avem pe Bogdan Sas, care este un antreprenor, a intrat în spațiul cripto anul trecut, e pe minus, ca noi toți, dar dorește să acumuleze, să învețe, avem și tineri, care în general acumulează light membership la $15, pentru că poate nu au buget, dar pentru asta am creat și acel light membership, ca să poată și tinerii să aibă informații relevante în ecosistemul nostru, în școala noastră, pentru că putem să o numim în acest fel și da, ne dorim ca oamenii să crească, să învețe. Avem studenți, da, salut, sunt Ionuț, 30 de ani de profesie, sunt inginer energetician, adică în Grecu Capital întâlniți oameni foarte, foarte importanti și aceștia sunt doar câțiva din oameni care au intrat astăzi. Asta vreau să înțelegeți. Aveți lounge aici, general business, spot day trading pentru live membership și pentru premium membership avem lucruri mult mai importante. Da? Nu uitați că unul din profesorii Grecu Capital este Harry Edward. Dacă nu îl cunoașteți, puteți să-l vedeți în live-ul acesta, adică tranzacționează la un cu totul alt nivel, este de altfel și un antreprenor, are niște cafenele prin București, adică asta considerăm că este o comunitate solidă. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la final, aș aprecia tare mult dacă dai un like, un subscribe și dacă ești nou poți să apleci clopoțelul ca să fii notificat atunci când postez, în special acel like ajută extrem de mult comunitatea și canalul acesta. Mâine, cum v-am obișnuit, ne vedem la un nou clip cu voi, Forever Grecu, toate cele bune!